Bine v-am regăsit, dragi prieteni, cu o nouă emisiune. În poziția incomodă, nici numai la scriptură, nici doar cu ziarele, între scriptură și ziar. De această dată, pe masă avem un subiect delicat, un subiect delicat și împovărător pentru un popor care numără doar, după statistici oficiale, peste 24 de milioane de avorturi, adică încă o Românie și ceva, care a fost aruncată la coș, copii sfârtecați, copii care au fost rupți, sângerând, aruncați înspre pământ. Sângele acesta geme din pământ și își cere dreptate. Ne mirăm că ploaia încă plouă, că ninsoarea încă ninge, că Dumnezeu încă se îndură și răsare soarele peste noi, într-un loc în care ar trebui să plouă cu foc și păcioasă, dacă am luat în seamă mânia lui Dumnezeu. Am invitat în această ediție a emisiunii noastre între Scriptură și Ziar un cuplu cu o istorie interesantă în spate și care se ocupă de o lucrare care are legătură cu viața, cu protejarea mamelor care sunt însărcinate și doresc sau contemplă posibilitatea unui avort, familia Vișan din Oradea. Bine ați venit în platou emisiunii de Scriptură și Ziar. Mulțumim, bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație. Salutăm telespectatorii dumneavoastră. Da. Bine v-am găsit. Deci, Gabi și Mihaela Vișan. Pe Gabi îl știu de ceva vreme. Mi-a fost student la Universitatea Emanuel. Spuneți-ne puțin despre istoria voastră. Cum v-ați cunoscut? Cum v-ați căsătorit? Ce s-a întâmplat după absolvirea lui până în momentul de față? Cum ați spus, povestea noastră e una specială, interesantă. Am crescut în aceeași biserică, într-o biserică creștină după Evanghelie din Suceava. Ne știm de când eram mici, părinții noștri se cunosc de zeci de ani. Tații noștri au slujit împreună aceeași biserică. Ne-am reîntâlnit la Oradea undeva în 2003. Eu eram deja acolo din 2000 și atunci ne-am reconectat și ne-am privit cu alți ochi. A fost nevoie de un teren neutru ca să ne descoperim unul pe celălalt. Da, probabil. Și chiar după terminarea facultății în 2005 ne-am implicat împreună în această fundație care se cheamă My Brother's Keeper. Mm-hmm. Mihaela deja era implicată în fundație din 93. Și așa se ocupă această fundație? La început se ocupa strict de distribuire de Biblii. Mm-hmm. Apoi am început să lucrăm cu orfelinate, mai ales cele în care erau copii cu dizabilități. Și apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce se schimbau problemele societății noastre, se schimba și area de lucrare. Și tot în cadrul fundației este și centrul de consiliere PULS. Pentru telespectatorii noștri care nu știu limba engleză, probabil că sunt, semnificația este păzitorul fratelui meu. Povestea este răspunsul pe care l-a dat Cain lui Dumnezeu când a fost întrebat după uciderea lui Abel, unde este fratele tău? Sunt opozitorul fratelui meu. Deci, să înțelegem că această fundație are un spectru mai larg de activități și una dintre activități este această activitate de consiliere. Da. Fundația a pornit de la întrebarea lui Dumnezeu adresată unui pastor american care a venit în România chiar după 89 și plecând înapoi, după ce a vizitat un pic zona Bihor, plecând înapoi pe avion, această întrebare i-a venit constant în minte. Sunt eu opozitorul fraților mei?
sunt chemat să fac ceva, pot să fac ceva. Și el a răspuns tocmai chemării ăsteia din partea Domnului și a pornit o fundație și i-a dat tocmai numele ăsta. Centru PULS. Cu ce se ocupă Centru PULS din Oradea? De ce PULS? De ce acest nume? Și mai precis, ce faceți? Centrul se cheamă Centrul de Consiliere pentru Femei cu Sarcină Nedorită. Este un nume mai lung, dar se ocupă tocmai cu acest lucru, cu consilierea femeilor care se confruntă cu o sarcină nedorită, cu sindrom post-avort. Consiliem, informăm și sprijinim. Sprijinim în sensul în care femeia, dacă decide să păstreze sarcina, noi suntem lângă ea în primii 2 ani de viață, cel puțin, și o sprijinim cu cele necesare pentru bebe, hâinuțe, lapte, praf, scutece. Deci consiliem, informăm și sprijinim. Centrul s-a născut ca urmare a unei experiențe personale, a unei povești personale. Cu aproape 18 ani în urmă, fiind în fundație, fiind implicată în tot felul de acțiuni caritabile de ajutorare a oamenilor, am fost sunată să merg să vizitez o familie, o mamă care își creștea copiii singură. Tatăl era plecat, deci acolo venea doar acasă cât să mai aibă un copil și era al 11-lea copil și se descurca foarte greu. Și am fost rugată să merg să-i vizitez, să văd cum aș putea să o ajut, având un nou născut, cu ce aș putea să-i fiu de folos. Am intrat în casă, copilul era foarte bolnav, avea doar câteva luni, se vedea că suferea de malnutriție și mama se chinuia să aibă grijă de toți cei 11 copii. I-am vizitat de vreo câteva ori, le-am dus ce aveau nevoie și tot nu părea să se îmbunătățească starea, pentru că inclusiv laptele praf era împărțit cu toți copiii. Și atunci, ultima oară când am fost la ea, efectiv a luat bebelușul și mi l-a pus în brațe și a spus, trebuie să-l iei, e singura lui șansă, să-l iei și să-l ajuți cumva, să-i dai un alt fel de viitor. L-am luat, eram tânără, necăsătorită, n-am știut ce să fac cu el, 23 de ani aveam atunci. Primul lucru, am plecat la spital, am stat cu el în spital și în cele 2 săptămâni cât am stat cu el la spital, s-a născut în inima mea ideea pusă de Dumnezeu, ideea să facem ceva pentru astfel de mame. Da, a păstrat copilul, cum o puteam ajuta în continuare, să-i dovedim că nu este singură. Da. A ales viața, dar trebuie ajutată să o și păstreze în continuare, să o ajute să se dezvolte. De aceea și titlul de PULS. Copilul acela a continuat să aibă un puls, să aibă viață în el. Dumnezeu i-a dat viață, deși medicii nu i-au dat foarte multe șanse la început. Dar Dumnezeu l-a ținut în viață, cred, tocmai din motivul acesta, ca să fie o inspirație, să ne fie de ajutor în pornirea acestui. Copilul acesta trebuie să fie mare acum, da? Da. Are 20 și... Se apropie de majorat. Da. Ați mai păstrat legătura cu familia respectivă? Da, el locuiește încă cu noi, de atunci păstrăm legătura. Deci și copilul a rămas la voi? Da. Și l-ați crescut până la... Este încă cu noi, da. Este încă cu voi. Da, generos act, este un act dumnezeiesc, a lua, înfia. Noi am fost înfiați de Dumnezeu și suntem, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și una dintre expresiile cele mai importante ale creștinătății ar trebui să fie tocmai aceasta, înfiere. Nu există altă organizație care să fi creat orfelinate, spitale, decât biserica. Biserica sunt inspirația preceptelor Mântuitorului. Ce anume faceți în fiecare zi cu această activitate? Cum se desfășoară o zi normală din viața familiei Vișan? Din viața noastră. Tumultos. Încercăm în fiecare zi să navigăm între și să alegem între urgent și important. Și cred că nu suntem singuri. În cadrul centrului, în cadrul fundației,
consiliem femeile. Avem un punct de consiliere, un punct de lucru în cadrul maternității din Oradea. Mare lucru că ați obținut acel da, punct de lucru. Am obținut, da, cum am obținut acel post este altă discuție, altă experiență extraordinară, specială, divină. Să ne spuneți, poate alte centre. Emisiunea aceasta se difuzează național și internațional. Da. Și atunci poate alții pot să se inspire. Pe scurt, pe scurt am fost invitați în 2000, mai știu exact în ce an 12. A fost, 2012, într-o dezbatere televizată la Oradea, eram noi de partea eram noi reprezentanții părții pro-life și dezbăteam subiectul cu un medic. Cu un medic care, bineînțeles, era pentru libertatea femeii de a decide ce și cum. Fiind mai tineri, mai experimentați, neexperimentați mai puțin experimentați, dar am fost făcuți un pic, am fost tocați. Uh-huh. Dar o chestiune foarte interesantă în timpul dezbaterii, doctorul respectiv a venit cu ideea asta și a lansat ideea, măi, dacă voi tot spune să nu facă femeile, voi faceți ceva pentru femeile astea. Și a spus, dacă este cineva, spunea el, care ar vrea să facă ceva, să le consilieze, să stea de vorbă cu ele înainte să facă avort, el este deschis să pună la dispoziție un loc, un birou unde să venim să facem ceva. Și i-am zis, dacă noi punem la dispoziție un consilier, un psiholog, sunteți dispus să ne dați un spațiu? Zic că da. Interesant. Nu știu dacă a conștientizat nici el ce a spus la momentul respectiv, pentru că două săptămâni mai târziu l-am sunat, între timp noi am vorbit cu sponsorii noștri din America și ne-a zis, oameni buni, haideți să facem ceva, strângem bani și plătim pe cineva să facă treaba asta. L-am sunat, surprinderea lui din conversația telefonică a fost foarte mare, foarte mare. Am zis, dom'le, nu mă așteptam că voi fi contactat de voi și să materializăm acest efort, acest demers. Și așa am ajuns, zic eu, supranatural, am ajuns acolo într-un mediu, efectiv un mediu al morții, un spațiu al morții. Și acolo încercăm zi de zi. Maternitatea un mediu al morții. Ce? E un paradox, așa e? Da. Așa e. Acolo unde se vede pentru prima dată lumina, se aprinde pentru prima dată lumina vieții, acolo se întâmplă ce se întâmplă. Și consiliem acolo, începând de la 7:30 dimineața până la ora prânzului, intrăm în contact cu femeile care vin să facă avort la cerere. De asemenea, lucrăm pe secție, pe secția de ginecologie cu femeile care au avut pierdere de sarcină sau alte complicații de această natură. În ce constă această consiliere? Acum aveți un avantaj, fiind familiști, fiind având 3 copii plus 1 adoptat, aveți un pic și argumentul vieții, a trăirii, dar dincolo de aceste argumente, noi avem copiii noștri, am păstrat, am luat unul, iată istoria pe care ne-ați spus-o. Ce alte argumente mai folosiți pentru o femeie care vine cu argumente destul de solide? Uite-te cât este alocația. Este aproape o jignire, mai bine nu s-ar da deloc. Da. Este jignitoare suma respectivă, condițiile de trai, situația economică, unii au planuri de carieră, planuri de viață, studente care trebuie să-și termină studiile. Sunt chiar mai complicate situații în care soțul pleacă să lucreze în străinătate, soția are o nouă relație aici, ei mai au deja 3 copii, el trebuie să vină acasă, soția lui rămâne însărcinată cu altcineva. Întrebarea e, își păstrează căsnicia și copiii își păstrează căsnicia intactă sau face rezultat dintr-un adult. Corect. Da. Sau face un avort și ascunde în felul ăsta. Da. Noi întotdeauna întrebăm, poți repara un rău cu un alt rău? Poți, chiar și când e vorba de căsnicie, poți să ți-o păstrezi punând minciună peste minciună în viața ta? Acele vor ieși la un moment dat.
și îți vei pierde și căsnicia, ai pierdut și încă o viață a copilului și rămâi cu conștiința încărcată. Da, din punct de vedere material este greu pentru unele. Am avut și studente, studente la medicină care au rămas însărcinate. Din fericire, una dintre ele a păstrat sarcina. Astăzi este medic pediatru cu un copil. Interesant. Dar a reușit să treacă peste toate obstacolele, să poată termina și facultatea, și rezidențiatul. Și astăzi ne ajută la rândul ei atunci când vin fete, mai ales care nu sunt căsătorite, studente, ne ajută în a le încuraja pe ele prin experiența ei proprie. Mare lucru. De obicei am înțeles din experiența altora și din experiența voastră că cei care au trecut chiar cu succes prin perioada de consiliere evită să mai revină sau să mai vorbească despre experiența respectivă, considerând-o ca o rușine. Am avut un moment de neclaritate, un moment de confuzie, nu vreau să mai știe nimeni. E un act de mare curaj că această persoană, iată, mărturisește slăbiciunea și faptul că a trecut peste slăbiciune. Da. Îi puteți încuraja și pe alții să depună mărturii despre... Greu. Greu. Am avut de-a lungul timpului chiar o fostă clientă a acceptat să meargă cu noi în cadrul unei emisiuni radio și să spună câteva cuvinte, dar cum am spus, este o cantitate foarte mare de jenă, de rușine și greu să o dai deoparte. Aș mai spune legat de consiliere, că ați întrebat despre modul în care consiliem și cum. Și nu de cred argumente, că există, da, interesează argumentele. Nu cred că există un singur șablon. Contează foarte mult unde ești și ce faci. De exemplu, noi la maternitate, aspectul pozitiv, partea care ne bucură este că suntem acolo. Și e important să fii acolo, să fii o lumină, să fii o voce. Consilierea nu se desfășoară cum majoritatea dintre noi avem ideea asta, că femeia vine și stăm cum stăm noi aici, se așează pe un scaun, într-un context neamenințător, o liniște, pace, ci este un iureș. Femeia vine cu o povară imensă, vine cu o traumă, vine presată, mamă, iubit, partener, soț, vine acolo din nou presiune. Cadrele medicale, nu se ia timp să se stea de vorbă cu femeia în liniște, să îi se dea răgaz. Și atunci noi, într-un fel, facem cam ce spune apostolul, încercăm să smulgem cum putem și pe cât putem, încercăm să discutăm cu ei, să le plasăm poate o muscă după ureche, să le vorbim despre viață, despre să-i întrebăm, știți ce faceți, știți că acolo este o viață. Deci diferă, noi într-un fel... Nu știu dacă e corectă asemănarea. Încercăm să pescuim, încercăm să facem și suntem limitați. Chiar dacă avem contract cu spitalul, suntem oarecum îngrădiți în ceea ce facem, pentru că dincolo de toate noi știm asta, că e o luptă spirituală și dracul este pervers. Și nu numai o luptă spirituală, este o luptă financiară. Și financiară. Da, femeia intră într-un angrenaj din care foarte greu poate ieși. Da. Vine acolo, este înregistrată, îi se ia buletinul, plătește 300 și ceva de lei, cât este avortul acum. 340. Apoi este dusă la ecograf. După ce se stabilește vârsta sarcinii, până a fi urcată să îi se facă avort, trece pe la noi, ar trebui să treacă pe la noi, să vorbim cu ea. Și după ce vorbești, uneori primești câte 5-6 deodată și trebuie să vorbești cu toate deodată. Și dacă vorbești cu ele, e greu să decid în momentul acela, mă duc, mi-au inima în dinți, mă duc și îmi cer banii înapoi, mi-au buletinul și spun, m-am răzgândit. Foarte greu. E ca și cum ar fi într-un curent ăsta care nu merge decât într-o singură direcție. Și cu eforturi foarte mari poți să dai înapoi și să-ți schimbi direcția. Mai ales că nu există garanția susținerii din partea familiei în multe cazuri. Corect. Ar ajuta foarte mult, și aici aș vrea să punctez, ar ajuta foarte mult dacă ar exista niște legi care să... permită femeii o perioadă de gândire, o perioadă în care să aibă acces la consiliere, să primească
De ce nu un certificat care să ateste faptul că a participat într-o sesiune de consiliere, a fost informată, i s-a spus despre riscurile avortului, ce implică, că până la urmă este o intervenție chirurgicală. Niciunde în lume nu ți se face o intervenție chirurgicală așa, mergi și începe să te taie. Am trecut printr-un asemenea procedeu într-o altă țară și înainte de a mi se aplica, până la urmă am refuzat intervenția tocmai pentru că am fost informat. Mi s-a pus un video, un filmuleț, în care mi s-au descris toate etapele, ce anume mi se va întâmpla, care sunt riscurile, înainte de a semna o hârtie, care sunt riscurile, care sunt complicațiile, ce se va întâmpla dacă rămân în situația în care sunt, da? Deci cele două scenarii posibile. Îți păstrezi condiția, așa, o corectăm, dacă o corectăm, atunci riscurile sunt cu tare, cu tare, cu tare, șansele de reușită sunt următoarele și atunci împreună cu medicul, sfătuindu-mă, am decis să renunț la intervenția respectivă. Ar fi ideal dacă s-ar introduce și la noi, ca în majoritatea statelor Uniunii Europene și în lume, se practică. Este un drept la informații, pacientul trebuie informat. Trebuie să știe ce îi se întâmplă. Da. O mare majoritate a mamelor care au văzut ce presupune un avort a renunțat la această procedură și statisticile sunt devastatoare. Din experiența voastră, câte femei care au păstrat sarcina, au regretat că au păstrat sarcina? Niciuna. În schimb, toate regretă foarte că au avortat. La un moment dat, nu văd niciuna care să vină să spună am făcut ce era bine. Este a doua sau a treia oară, ultima dată am ascultat exact aceeași statistică din partea cuiva care de 21 de ani face consiliere, 34.000 de cazuri, 34.000 dacă mi-aduc aminte. De femei consiliate, 800 de copii salvați, toate cele 800 de mame n-au regretat niciuna. Toate celelalte cu care s-a păstrat legătura au regretat actul. Dragi prieteni, dragi telespectatori, această statistică nu vă spune chiar nimic. De ce trebuie să învățăm din experiența proprie când experiența altora, ființe umane, raționale la fel ca și noi, ne arată o asemenea balanță? De ce ne ispitește cel rău să credem că noi suntem complet diferiți de alții? Sau că mie nu mi se va întâmpla, lasă că o să trec altfel prin această experiență. Deci am înțeles ce faceți, am înțeles cum arată o zi obișnuită în centru PULS. Am înțeles că trebuie să vă susținem în rugăciune pentru a vă păstra mărturia acolo maternitate. De asemenea, este o sursă de inspirație pentru alte centre, alte maternități din țară și eventual din străinătate, să fie o prezență creștină acolo. Ce materiale le puneți la dispoziție? Există o baterie de materiale pe care o folosiți. Sunt acestea traduse în limba română? Pot avea și alții acces la ele? Da, în cadrul centrului avem materiale video, materiale scrise. Noi am scos de curând un material, nu știu unde să-l arăt. Da, înspre camera. O broșură mică, simpatică. Mai lasă să focalizeze. Am compilat problematica asta a avortului și am sumarizat-o în 4 întrebări. Ce spune Biblia despre avort, ce spune Dumnezeu despre viața intrauterină, cum obții iertarea lui Dumnezeu și cum putem opri vărsarea de sânge. Este un material pe care noi îl folosim și dă rezultate foarte bune. During the first 8 weeks following fertilization, the developing human is called an embryo, which means growing within. This time, called the embryonic period, is characterized by the formation of most major body systems. From the completion of 8 weeks until the end of pregnancy, the developing human is called a fetus, which means unborn offspring. During this time, called the fetal period, the body grows larger and its systems begin to function.
All embryonic and fetal ages in this program refer to the time since fertilization. By 6.5 weeks, the elbows are distinct. The fingers are beginning to separate and hand movement can be seen. By 7.5 weeks, the pigmented retina of the eye is easily seen and the eyelids are beginning a period of rapid growth. Fingers are separate. Head rotation, neck extension, and hand-to-face contact occur more often. Touching the embryo elicits squinting, jaw movement, grasping motions, and toe pointing. Between 7 and 8 weeks, the upper and lower eyelids rapidly grow over the eyes and partially fuse together. By 8 weeks, 75% of embryos exhibit right-hand dominance. By 9 weeks, thumb sucking begins and the fetus can swallow amniotic fluid. Nerve receptors in the face, the palms of the hands, and the soles of the feet can sense light touch. The eyelids are now completely closed. In the larynx, the appearance of vocal ligaments signals the onset of vocal cord development. By 11 weeks, the nose and lips are completely formed. As with every other body part, their appearance will change at each stage of the human life cycle. Weeks marks the end of the first third or trimester of pregnancy. Distinct taste buds now cover the inside of the mouth. Ar fi interesant să dezvoltăm măcar chestiunea asta, ce spune Biblia despre avort, că nu se găsește cuvântul respectiv în Biblie. Nu se găsește cuvântul respectiv. Da, așa este. Cred că întreaga dezbatere trebuie să plecăm de la întrebarea asta. Este o întrebare pivotală, cred. Dacă nu definim clar când începe viața, discuția pe mai târziu se subțiază. Și trebuie să subliniem faptul că viața începe în momentul concepției. Nu există niciun dubiu, știința confirmă acest lucru. Dacă nu confirma cu ani în urmă, de exemplu în 1970 cu celebrul caz Roe versus Wade, nu exista știință, nu existau modalități prin care știința să confirme exact punctul ăla. Ei, noi trăim vremuri în care știința confirmă cu exactitate faptul că în momentul
concepție începe viața. Putem vorbi de o viață, de o entitate, de o unitate. Și atunci, dacă viața începe în momentul concepției, atunci orice atac, indiferent de stadiul de dezvoltare, este un atac la o persoană. Deci o persoană cu drept la viață. Și aici aș vrea să punctez chestia asta, pentru că mesajul ăsta este foarte diluat și nu se spune cu suficientă tărie. Ce înțelegem, deci vorbim prin concepție, de o persoană. Aici este foarte delicat și aș vrea să subliniem și să campăm puțin asupra acestei chestiuni. Ce înseamnă în momentul concepției? În momentul unirii celor două celule? Da. În momentul tranzitului, în momentul nidării? Pentru că atunci există metode contraceptive, cum ar fi steriletul, care reprezintă un avort în primă instanță. Și din păcate am întâlnit în practica mea de consiliere persoane care, sfătuite de medic, cu convingeri pro-viață, au acceptat atât metode de contracepție care reprezintă un avort în primă instanță, cât și fecundarea in vitro. Și despre asta aș vrea să discutăm puțin. Deci trebuie să știe prietenii noștri care ne ascultă că începutul vieții este în momentul unirii, chiar înainte de acel travaliu, acea traversare spre uter și chiar înainte de nidare. Da. Da, și Biblia vorbește în nenumărate cazuri despre acest fapt. Nu, avem cele 10 porunci. Nu găsim cuvântul avort, dar vedem, de exemplu, Eva a zămislit pe Cain și l-a născut pe Cain. Deci chiar dacă sunt două faze diferite, conceperea și nașterea, vorbim de aceeași persoană. David spune că când eram încă un plot fără ochi. Avem aici. Deci sunt te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine. Deci era, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, aici sunt niște verbe care arată o acțiune directă al Dumnezeu asupra țesutului. Țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, că nu eram decât un plot fără chip. Fără chip. Și foarte important acest lucru. Fără chip, totuși ochii tăi mă vedeau. Deci există o relație. Privirea lui Dumnezeu asupra cuiva înseamnă de o relaționare la o persoană. Ochii lui Dumnezeu care privesc ființa umană. Fă să răsară lumina feței tale peste noi, imploră psalmistul, sau Dumnezeu să răsară cu fața ta, fața sa peste tine, era binecuvântarea lui Aron. În cartea mea erau scrise toate zilele mele care mi erau rânduite mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Deci vorbim de identitate, valoare și destin la o ființă care, la un moment dat are mărimea unui bob de mazăre. Că noi îl numim zigot, embrion, făt, acolo este o persoană în dezvoltare. Mai avem și cazul Mariei și ale Elisabetei. Îngerul a venit la Maria, i-a spus că va avea un fiu. Biblia spune că în momentul acela s-a dus la verișoara ei, Elisabeta, și în momentul în care ea intră în casă, nu cred că erau mai mult de câteva zile din momentul o săptămână. În momentul în care intră în casă, pruncul din pântecele Elisabetei saltă de bucurie și recunoaște un alt prunc. Are loc o comunicare de la făt la făt. Corect. Uh-huh. Vorbim de două persoane acolo care, inclusiv în stadiul respectiv, se salută una pe cealaltă. Da, foarte interesant acest lucru. Că tot am amintit de buna vestire. De obicei, în preajma bunei vestiri, în luna martie, există o campanie națională de protejarea vieții. Este Marșul pentru Viață. Recent am participat împreună la un astfel de eveniment. Dar după aceea se cam stinge. Restul anului urmează perioada vacanțelor, perioada sexului la liber, neglijat, și în toamnă. Toamna este cea mai tristă perioadă, pentru că în toamnă este un aflux de cereri de avort. Așa. Și după aceea o luăm de la capăt, urmează penitența postului Crăciunului, toată lumea regretă și își primește canonul pentru că a întrerupt o viață, după care o luăm din nou. Primăvara face marșul, vacanțele, iar cum am putea și cum ar putea odată ajuta cei care se uită la activitatea voastră
cum ne-am putea implica activ și cum am putea prelungi această campanie de tenționare pentru întreg anul. Da, cum a spus, Marșul pentru Viață e limitat, să spun așa, nu poate acoperi toate zonele astea. Își are locul lui, cred. E bine că suntem o voce, e bine că ieșim în stradă, e bine că atragem atenția asupra unei probleme care ne privește pe toți. Noi, în cadrul centrului, facem și prevenție. Ce înseamnă asta? Avem un program pe care l-am intitulat Merită să aștepți, în care mergem în liceele din 4 județe din România, Bihor, Cluj-Napoca, Iași, Botoșani, și vorbim tinerilor la clasă despre tot felul de subiecte ce țin de sexualitate, pornografie, sarcini nedorite, avort, pentru că e foarte important să prevenim acest fenomen. Avortul a deșirat însăși fibra societății, pentru că el, avortul, prin faptul că ne sau oferă o soluție, i-a făcut pe tineri să creadă că pot face sex când vor, pentru că nu există consecințe, nu există repercursiuni. Sau dacă și atunci, există, le putem elimina. Corect. Corect. Cum ar putea oamenii să ajute? Și noi spunem asta foarte des. Părinții să-și educe copiii, dacă au adolescenți acasă, să-și asume responsabilitate pentru acțiunile lor. Că nu sunt făcute așa pur și simplu și ele nu au nicio consecință. Și trebuie să vorbească părinții, să vorbească acasă cu copiilor. Nu ar trebui să fim noi cei care vorbim cu ei la școală. Chiar dacă le spunem că merită să aștepte până la căsătorie, părinții sunt cei care ar trebui să transmită acest mesaj copiilor lor și de aceea cred că prin însăși actul acesta al discuției cu copiii ne-ar ajuta foarte mult în prevenirea avorturilor. Cum sunteți primiți în școli, în licee? Cum privesc profesorii? Cum privesc elevii? Nu există o atitudine de, să spun eu, de ridiculizare sau de bășcălie, glumițe. Cum sunteți întâmpinați la clase? Bine, surprinzător de bine. Chiar mă surprinde. Surprinzător de bine, chiar am fost primiți bine de la început, când am început în Oradea programul ăsta în 2007. Surprinzător de bine. Tinerii își dau seama că e un subiect care nu-l aud din perspectiva asta niciunde. Pe toate canalele media, pe tot ce înseamnă TV, internet, Facebook, se promovează promiscuitatea și desfrâul. Atunci noi venim cu ceva ce îi șochează, cred, dar într-un sens bun. Au tendința, uneori când se simt inconfortabil, au tendința să ia puțin în batjocoră până când aud despre ce este vorba. Sexul a fost trivializat foarte mult. Mereu se vorbește, da, e o plăcere, dar ai grijă, ferește-te, trebuie să fii în siguranță, făcut, sunt bolile astea, sunt celelalte. Pe când dacă le vorbești despre faptul că într-un cadru prescris de Dumnezeu, el este o bucurie și e făcut acolo pentru ca un rezultat al dragostei dintre cei doi, dar și ca procreere, pentru procreere, de-aia îi trebuie făcut într-un cadru bine delimitat, atunci nu mai e văzut ca pe o chestie de da, e o bucurie acum, dar mă tem că mă pot îmbolnăvi, mă tem că mă pot alege cu o sarcină nedorită, mă tem de asta, mă tem de cealaltă. E mereu asociat cu temeri. Atunci când nu este făcut în cadrul lăsat de Dumnezeu, în loc să fie bucuria aceea pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru un astfel de act intim. Deci este trivializat. Ați întrebat ce se poate face. E o bătălie foarte mare. Deci eu cred că se dă undeva pe trei planuri, se duce bătălia asta. În primul rând este o bătălie spirituală.
Și aici fiecare dintre noi, urmași ai Lui Hristos, credincioși, putem duce bătălia asta în rugăciune, să fim conștienți de bătălia asta spirituală care se dă în sferurile cerești. În spate este încleștarea dintre diavol și Dumnezeu. Diavol care a pervertit de la bun început tot ce a creat Dumnezeu, inclusiv viața, familia, sexul, tot a pervertit. Și el continuă bătălia asta cu cei care sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu pe care el îl urăște cu toată ființa lui. Și atunci, acolo cred că și-are originea încleștarea asta și ura lui și bătălia care o dă împotriva vieții. Apoi mai este planul day by day, de zi cu zi, organizațional, care îl duc centrele de genul care îl avem și noi și nu numai. Și apoi mai este planul politic. Deci cred că bătălia asta trebuie să ajungă, sau cel puțin tematica, tema, cuvântul avort trebuie să ajungă pe agenda de discuții și dezbateri la nivel politic. Discutam săptămâna asta cu un deputat și l-am întrebat de curiozitate. Se discută pe holurile alea Parlamentului despre cuvântul ăsta, pomenește cineva? Și zic că nu. În America dezbaterea persistă din anii 73, după decizia în cazul celebrului caz Roe versus Wade. Persistă. Atunci a fost punctul în care a ieșit pe masă și dezbaterea continuă până acum, până în zilele noastre, fără nicio rezoluție. Deci e o bătălie pe termen lung, dar undeva trebuie să înceapă. Și am înțeles chiar judecătoarele care au dat decizia respectivă au regretat. Da, inclusiv doamna Norma a devenit ulterior pro-life. Și, lucruri care nu se spun și o organizația voastră ar putea să promoveze și acest soi de informații. Trăim într-un război al informației. Da. Mersul în licee, informarea de la om la om, informarea în public, informarea pe canal de televiziune, pregătirea unor spoturi publicitare și aici avem nevoie de oameni cu dare de mână care să susțină, să sponsorizeze crearea unor astfel de spoturi publicitare, așa cum se face publicitate la țigări, la alte lucruri. Da. Trebuie să se facă publicitate vieții. Uitați, suntem în situația în care trebuie să apărăm normalitatea, bunul simț, să spunem că ziua e zi, că noaptea e noapte, că binele e bine și răul este rău. Ori aici se pot implica alături de voi, prietenii noștri, de asemenea puteți lucra, din câte am înțeles, cu voluntari care pot lua legătura cu voi, probabil o să vă caute pe internet, să poată găsi modalități de colaborare, mai ales cei din spațiul acesta pe care l-ați pomenit, Cluj, Oradea, Iași și Botoșani. Da. Știu că de curând cei care au produs aceste materiale și cei care au produs filmulețe despre care este vorba, despre care am amintit, au fost în România. Da. Cum se numește organizația și ce fac ei, cei cu care colaborați? Am colaborat pe o perioadă foarte scurtă de timp. Practic i-am invitat. Nu colaborăm cu ei în mod permanent. În mod permanent. A fost doar o colaborare ocazională, zic eu, în care au venit în Oradea, am avut un schimb de experiență și am avut câteva conferințe la nivel local cu ei. Se cheamă organizația Passion Life. Uh-huh. Passion Life, ei sunt focalizați foarte mult pe Asia. Asia, China, acolo situația la ei foarte delicată. Da, mai rest în China. Unde este reglementat legal. Da. Singur copil. Dar m-aș întoarce puțin la cazul Roe versus Wade, că spuneați de lucrurile care nu se spun. Femeia în cauză, în cei 3 ani cât a ținut procesul, nu a avortat până la urmă. A păstrat sarcina, a dat copilul spre adopție. La momentul procesului, ea personal nu știa ce înseamnă cuvântul avort. Imaginea ei despre avort, conceptul ei era luat din filmele cu John Wayne, unde se spunea abort the mission. Și ea credea că avortul este un fel de resetare, te duci înapoi și ștergi ceva. A mințit în ce privește faptul că sarcina a fost în urma unui viol. Ulterior a devenit pro-life. Deci... Da. Iată câte informații sunt ascunse. Și am înțeles că cei din complet de judecată, de asemenea, au devenit apoi, nu neapărat pro-life, dar au regretat
Da, chiar unul din avocații spunea, dacă îmi puteți dovedi științific acolo, e o ființă umană, procesul ăsta nu-și mai are loc. Din păcate, la acea vreme, știința nu era așa avansată. Da. Dar, cred că la asta se reduce tot, să definești ce este acolo, ce se întâmplă acolo, pentru că dacă este o viață, eu cred că ne-am oripila, am fi îngroziți. Discutam și unul de mult cu un grup de prietene și una dintre ele mi-a povestit că o mamă a născut și apoi și-a înnecat copilul nou născut în toaletă, în WC-ul. Și era îngrozită, spunea, de ce l-a mai născut? Și atunci am zis, care este diferența? Doar că ea l-a văzut și l-a omorât cu mâinile ei, în loc să meargă într-un spital și să fie scos de altcineva și ea să nu-l vadă, noi nu-l vedem, n-auzim, nu știm nimic. Asta e singura diferență între ce se întâmplă. Ba chiar sunt două avantaje, vorbind cinic, acum vorbesc cinic și vă rog să mă luați așa. Sunt două avantaje în faptul că a născut copilul și l-a necat, care ar fi avantajul, odată corpului ei i-a făcut mai bine. N-a avut nicio intervenție chirurgicală și nașterea naturală i-a protejat și i-a rejuvenat corpul. A trecut printr-un proces natural, dumnezeiesc. În al doilea rând, copilul a suferit mai puțin. În 3 minute a fost gata. Pe când un avort poate dura destul de mult, este un proces extrem de dureros și este un film pe care îl tot recomand, Strigă tumult, care dovedește dramatic că ființa aceea simte durere. Simte durere. Ne intuiește intențiile. Da. Simte prin trauma femeii care este dilatată cum se apropie instrumentele ucigătoare de el. Simte fiecare fractură și dacă am face că au fost filmulețe făcute și după aia interzise de comitetele și comițiile care se ocupă de sănătatea noastră media, a fost la un moment dat un filmuleț făcut, scenariul era de genul următor, o femeie merge cu un copil pe stradă și vrea să se dispenseze de el și un domn vine cu o drujbă, cu niște instrumente și taie mâinile, picioarele copilului, îl dezmembrează, îl decapitează, copilul urlă de durere și bineînțeles scena a fost considerată extrem de dură, proiectul a fost abandonat. Și a mai fost un alt filmuleț care a scăpat totuși, este încărcat pe YouTube. Doi tineri, sunt studenți și decid că trebuie să scape de sarcina nedorită. Bărbatul se duce, ia o armă, îndreaptă arma spre copil și îl împușcă. Se vede cum zboară sângele pe perete în jurul pătuțului. Vine înapoi la partenera de viață, îi strânge mâna și spune, am încheiat, am scăpat. Am scăpat. Da. Dar de fapt nu este o scăpare, este o cufundare în negura morții. Există ideea asta că avortul rezolvă o criză. Avortul nu rezolvă o criză. Avortul accentuează criza. Da, nu, și generează una nouă. Da, ne s-a pus în vedere la maternitate să nu arătăm astfel de materiale, să nu care cumva să arătăm astfel de materiale, pentru că femeia, după ce le vede, dacă totuși vrea să continue să aibă avortul, procedura medicală, de cele mai multe ori este foarte agitată, nu se prinde anestezia, foarte greu se poate lucra cu o femeie care deja devine conștientă ce îi se va întâmpla, și de ce îi se va întâmpla. Informată. Și de aceea ni s-a interzis să arătăm astfel de materiale sau să vorbim despre procedura medicală în sine la maternitate. Iată, timpul a trecut, aveți un timp limitat, viață limitată, la fel ca și fiecare dintre noi, însă faceți o lucrare minunată, vă încurajăm. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că aveți, așa cum am auzit, 3 copii plus 1, cel pe care l-ați primit în brațe la 23 de ani și, din câte am înțeles, faceți homeschooling cu copiii. Da? Cum merge, cum vă descurcați și cu homeschooling-ul și cu activitatea? Ne conferă o libertate
o libertate și un spațiu de mișcare foarte bun, foarte benefic pentru noi, că trebuie să fim mereu pe drumuri. Și, și acum sunteți cu copiii, nu trebuie acum să-i... Acum suntem cu copiii, am trebuie luat... să-i scoateți de la școală, să-i învoiți și faceți homeschooling. Și le oferim și o experiență de viață. Da, au văzut cum arată un studio, au umblat cu macaralele noastre, cu camerele. S-au bucurat. Vor merge să viziteze probabil o, să învețe pe viu o grădină zoologică, să vadă o peșteră. Vrem să-i implicăm în ceea ce facem, pentru că noi credem că ei sunt generația de mâine și noi vrem ca ei să ducă lupta mai departe. Noi ne vedem ca și în Ezechiel 33, spune acolo, când un popor va fi lovit de sabie, dacă își alege un om oarecare și îl pune să vegheze și acel om strigă, atunci omul se poate feri din calea sabiei și dacă alege să nu se ferească, sângele lui cade asupra lui, dar dacă omul nu strigă, cel ales să strige, atunci sângele va cădea asupra lui. Noi vrem să strigăm. Vrem să strigăm că acolo există o viață, că Dumnezeu este cel care dă viața, că Dumnezeu protejează viața. Și vrem să punem asta în copiii noștri și activitățile pe care le facem. Noi vorbim cu ei deschis despre avort, despre viață. Încercăm să clădim în ei o cultură a vieții, să-i facem să iubească viața și să-și iubească semenii și să-i respecte, pentru că ce este în... burta unei mame, în pântecele unei mame, este un semen de-al nostru, o ființă umană. Când pierdem respectul pentru acea ființă, atunci ne permitem să facem ce facem. Așa cum spunea doctorul David Ile, amintind Crimul și pedeapsă, felul în care genial Dostoievski intră în mintea lui Raskolnikov, mai întâi Raskolnikov ucide mental pe bătrâna cămătăreasă. După ce a terminat cu ea mental și s-a convins pe sine că aceea e demnă de moarte, că este inutilă, că este și așa bătrână, că ia bani, că în virtutea unor presupoziții darviniene, cel mai tânăr, cel mai și slabi să fie eliminați, atunci ia decizia de a o ucide. Până atunci... Nu este sigur. Dar în momentul când ai rezolvat mental lucrurile, poți trece la acțiune. Și pentru că respectul față de o persoană, pentru demnitatea unei persoane, începe în momentul concepției. Dacă nu privim o persoană atunci, să nu ne mirăm că ajungem acum și ne uităm la tineri care pun mâna pe pușcă și împușcă în jurul lor, cum cultivi în copiii tăi respectul pentru persoană? Eu cred că toate se leagă și acolo e punctul de la care se pleacă. O femeie care își avortează copilul, care se auto-îndumnezeiește într-un fel și spune, Doamne, eu decid când și cum. Femeia care face avort se miră mai târziu că poate pruncii ei ucid. De ce? Este, și aș vrea să punctez aici, este un păcat cu repercursiuni enorme. E ca un tăvălu care se duce în istorie și implicațiile lui nu sunt doar în dreptul femeii și în dreptul copilului. Se perpetuează o anumită mentalitate și o anumită... Eu vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați pus deoparte, călătorind cu, împreună cu ai voștri copii. Un ultim gând pentru cei care ne... Care ne ascultă. Viața începe în momentul concepției. Și Biserica lui Hristos este chemată să fie o voce în cetate. În contextul în care trăim, Biserica lui Hristos trebuie să fie acea voce care proclamă adevărul. Și cred că e timpul să ne trezim și să ne dăm seama că bătăliile sunt dincolo de zidurile noastre în care ne-am băgat, ne-am căptușit acolo, ne-am burdușit acolo și acolo nu ne amenință nimeni. Dar când ieșim în afară, acolo suntem confruntați cu tot felul de situații, cu tot felul de probleme, identitate de gen, familie, viață. Și suntem chemați să dăm un răspuns. Și atunci suntem chemați și suntem responsabili, suntem datori să ne echipăm, să știm ce să spunem, să fim în stare, să dăm socoteală de adevărul în care noi credem și pe care noi îl propovăduim. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, iată,
Să nu rămânim doar în luna martie și în jurul Bunei Vestiri, apărând viața, să continuăm ajutându-i pe cei care fac în prima linie acest lucru și apoi, așa cum s-a mai spus din acest studio, putem să fim pro-viață de fiecare dată când întâlnim o femeie care își poartă în pântec viața, să o încurajăm, să-i spunem că nu este singură, să o sfătuim și eventual să spunem o rugăciune de binecuvântare în dreptul acelei femei care este la intersecția drumurilor din viața ei. Un drum care merge spre întuneric, spre conștiință încărcată, spre moarte pe dinăuntru și un drum care merge spre viață, pe care nu va regreta că a purtat un pântec și că a adus-o la lumină. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne revedem la următoarele ediții, discutând din nou, uitându-ne la ce se întâmplă împrejurul nostru și apoi uitându-ne la revelația lui Dumnezeu. Vă mulțumim!